Rămânem așa în picioare și deschidem Biblia noastră la Luca, la capitolul 2, Luca 2. Vom citi de la versetul 6 până la 12. Luca 2, de la 6 până la 12. Unde cuvântul Domnului spune așa: pe când erau ei acolo, adică la Betleem, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte ca să încep predica din această seară, vreau să-mi iau câteva secunde și să mulțumesc și să apreciez departamentul de muzică al Bisericii Agape, pe fratele Peti și pe toți cei care au participat, toți soliștii, toți cei care cu prilejul acestor sărbători de Crăciun și-au adus aportul și-au adus jertfa lor la înălțarea Domnului Iisus Hristos și n-au făcut-o oricum, ci cu o ținută înaltă, și mulțumesc Domnului pentru ei. Domnul să-i binecuvânteze și să-i răsplătească. Și pentru că toți suntem la apreciere, n-aș vrea să uit surorile de la ospitalitate, grupul Marta și Maria, la care v-am dat numele. Marta, pentru că slujiți în bucătărie, Maria, pentru că slujiți aici, și Domnul să vă binecuvinteze și să continuați tot așa, să continuați să lucrați atât în bucătărie, cât și la picioarele Domnului Iisus Hristos și întregii biserici, pentru că Domnul nostru merită și este așa de bine, este așa de plăcut ca să lăudăm pe El și este așa de bine ca să slujești în mijlocul unei biserici care este plină de slujitori. Domnul să vă răsplătească așa cum știe El cel mai bine. Sunteți obosiți, așa-i? Yes, și eu sunt obosit. Și Marta, și Maria, și Iosif au fost obosiți, să știți, de Crăciun. Așa-i? 8 zile din Nazaret și până în Betleem, n-a fost 80 de mile, n-a fost ușor. Au fost obosiți și ei. Haideți să vă spun ceva, să vă descrețiți puțin frunțele. Un copilaș, pe când se făcea pregătirile pentru Crăciun, pentru piesa de Crăciun, un copilaș care vrea să ajungă medic, s-a dus, haideți să spunem, la Tinu și la Simona, cei care s-au ocupat și la noi și mulțumim Domnului și pentru ei, pentru lucrarea frumoasă care o fac. S-a dus la ei și a spus: sora Simona, și eu vreau să fiu în piesa asta de Crăciun. Și a spus: ok, hai, o să fii și tu, uite, îți dau o partitură. Nu, eu vreau ceva special. Pe cine vrei să fii? Iosif? Nu, zice el. Eu vreau să fiu medicul care a asistat la nașterea Domnului Iisus. No way, cum să fie? Dar nu este medic în Biblie. Nu, trebuie să fie, trebuia să fie cineva acolo. I wanna be. Vrei să fii? Da. Și hai să încercăm, ce vrei să faci? Și acolo repetiții, nu la biserică, la repetițiile când they rehearsed, el a zis: uite, acum a venit Maria, mă duc să văd cu Iosif acolo înăuntru în cameră să nască. Și s-a dus copilul acolo după perdea și a venit cu o păpușă în brață. Și s-a dus la Iosif și i-a spus: congratulations, it's a God! Copilul a înțeles ceva, că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este a doua persoană a Trinității, nu-i așa? Ei, așa înțeleg copiii. Dar noi ne aflăm acum în fața Cuvântului lui Dumnezeu și în această seară, ultima seară în care ne gândim în mod insistent la nașterea Domnului Iisus Hristos. Mâine Crăciunul va fi oarecum uitat, vom mai discuta puțin despre Crăciun, se vor lua toate ornamentele jos. Însă aș vrea în această seară să ne mai oprim puțin în fața Cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ce putem să învățăm în seara aceasta. Mi-am propus o predică practică, însă o predică în care să privim asupra unui detaliu. Cineva spunea că cea mai bună metodă de a alunga monotonia predicilor de Crăciun este de a insista asupra detaliilor.
Pentru că, insistând asupra detaliilor, putem să aflăm mai mult despre ce este important. Și în cazul nostru, despre cine este important. Despre Domnul Iisus Hristos. Insistând asupra unui detaliu. Și în această seară ne-am propus ca să ne uităm la ieslea Domnului Iisus Hristos. Ne-am obișnuit cu ieslea, cântăm despre iesle, însă titlul predicii mele din această seară este Dumnezeu într-o iesle. Dumnezeu într-o iesle. Așa cum am citit aici, spunea îngerul păstorilor, îl veți găsi culcat într-o iesle. Și de fapt versetul 7 spune, l-a înfășat pe Domnul Iisus Hristos în scutece și l-a culcat într-o iesle. Sau haideți să ne uităm puțin la ieslea aceasta și să vedem ce putem să învățăm de la faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iesle. Și unele lucruri pe care le spun o să vă fie familiare, le-ați mai auzit, este bine să le reîmprospătăm. În primul rând, semnificația ieslei, din privind la iesle, putem să vedem abandonarea umană. Abandonarea umană. De ce s-a născut Domnul Iisus Hristos într-o iesle? Primul nostru răspuns îl găsim în partea a doua, versetului 7. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Recensământul, the census, era în plină desfășurare. Iosif și Maria au venit din Galileea, din nordul Israelului. Și au venit în Betleem. Pentru că cezarul Romei își număra supușii. Când cezarul Romei își numără supușii, și Dumnezeu își numără supușii. Și sunt cam puțini supușii Domnului. Ei, cu ocazia aceasta, după o călătorie care a durat probabil o săptămână, Maria era însărcinată, era obosită, nu s-a găsit loc pentru ei nicăierea. Hanul acela, casa de poposire, ori era plină, ori nu era loc pentru o femeie care să nască acolo. Și noi de multe ori îl condamnăm pe hangiu și vorbim despre el, măcar că nu apare nicăieri hangiul în textul nostru. Însă aș vrea să vă întreb ceva și nu trebuie să-mi răspundeți. Care din dumneavoastră v-ați deschide ușa să nască o femeie în casă? Femeile imediat ar deschide, bineînțeles, pentru că le s-ar face milă. Dar este deranj, nu? Adică no epidural, nothing, just... Okay? Abandonare umană. Oamenii l-au abandonat pe Dumnezeu. Și aplicația este clară pentru noi. În lumea noastră, în lumea noastră, oamenii l-au abandonat pe Domnul Iisus Hristos. Nu mai este loc pentru Domnul Iisus Hristos nici în lumea politică, nici în cea religioasă, nici măcar în cea economică. În zilele de astăzi oamenii se folosesc doar de nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa cum aseară ni se amintea aici, the season of more. Aș vrea să ne întrebăm ceva, oare cum privește Domnul Iisus Hristos la petrecerile de Crăciun, care sunt făcute fără ca El să fie invitat? Petreceri care se măsoară în câți de mulți bani au fost cheltuiți pentru petrecere. Oare cum privește Domnul Iisus Hristos la aceste petreceri? La radio, mâine dimineață sau poimâine dimineață sau la sfârșit o să auzim următorul lucru. Companiile mari sunt puțin îngrijorate pentru că față de anul trecut vânzările au fost cu 2% mai puțin sau cu 2% mai mult sau mă rog. Așa se măsoară în lumea noastră Crăciunul. Pentru că nu mai există loc pentru Domnul Iisus Hristos. Uitându-mă peste schițele din anii trecuți, pentru că de obicei nu vreau să repet ceea ce am predicat în anii trecuți, am văzut însă o ilustrație pe care vreau să vă spun în această seară. Și se spune că cineva s-a dus la... s-a oprit la un hotel. Era singurul hotel din zona, au ajuns obosiți, era seară, târziu și a vrut să stea la hotel și era acolo scris no vacancy. Nu sunt camere. Și tot a insistat, domnule, nu există, n-aveți nici măcar un suite, ceva, chiar dacă e cel mai scump, suntem obosiți, zice, n-avem nimic, nimic. La care omul la un moment dat a zis, ok, n-aveți cameră, nu e nicio problemă, dar vreau să-mi spui ceva. Auzi, dacă președintele Statelor Unite ar veni în seara asta și ți-ar cere o cameră, avea o cameră? La care cel de acolo zice, păi dacă președintele ar veni,
Aș găsi eu, cum să nu? Cum să nu găsesc o cameră pentru președintele Statelor Unite? La care omul zice, ei, îți spun eu clar, sigur, președintele nu o să vină în seara asta. Dă-mi mie camera. Oamenii nu au loc pentru Domnul Iisus Hristos. Prima semnificație a Ieslei este abandonarea umană. Oamenii l-au abandonat pe Dumnezeu, l-au abandonat pe Domnul Iisus Hristos. O a doua semnificație, la care vreau să mă opresc puțin, poate mai mult, este atestare profetică. A atesta ceva înseamnă a confirma ceva. Noi știm că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost profețită. A fost profețită în Vechiul Testament. Nu? Știm lucrul acesta. Uitați ce spune versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște, le spune păstorilor. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și acum se pune întrebarea. Unde s-a născut Domnul Iisus Hristos? Biserica Agape, unde s-a născut Domnul Iisus Hristos? Săit, în Betleem, nu? Când au venit magii și l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, s-au dus la Ierusalim și l-au întrebat pe Irod, unde este regele de curând născut al iudeilor? Irod habar n-a avut, s-a dus la cărturari, la farisei, la cărturari, la preoți și a spus, în Betleem, pentru că așa spune și tu, Betleem, Efrata, mica 5:2, nu? În Betleem s-a născut. Ei, știm că în Betleem, dar unde anume în Betleem? Întrebare directă. Pentru oricare din noi. Vine un înger și spune, astăzi în Betleem ți s-a născut un mântuitor. Iată semnul după care îți veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ok. Dar unde anume în Betleem? Unde să mă duc? Că Betleemul are 300-400 de familii. E miez de noapte. Unde să mă duc? Ce ne spune tradiția? Unde s-a născut Domnul Iisus Hristos? Păi nu s-a născut în hanul de poposire, ci conform tradiției, undeva în spatele hanului de poposire era un fel de peșteră în care se țineau animalele. Și pentru că Iosif și Maria n-au avut loc acolo, atunci s-au dus în peștera aceea și acolo Maria a născut. Asta ne spune tradiția, nu spune Biblia. Așa este? Scrie Biblia că acolo s-a născut într-o peșteră? Nu, dar ne-am obișnuit și chiar colindăm. Mai nou, pentru că îmi place să citesc, am găsit și te rog, Cami, să pui următoarea poză. Ia uitați cum arăta o casă în vremea Domnului Iisus Hristos. O casă de oameni săraci. Ei nu aveau garaj. La subsol. Ei la subsol aici aveau tot cu G. Grajd. Nu graj. La subsol era un staul pentru animale. Aici era bucătăria. Very good, kind of good combination, nu? Și sus era dormitorul și era acolo o sală de oaspeți. Un dormitor pentru oaspeți. Și sunt unii teologi care spun, în casa de poposire, adică în dormitor, nu era loc pentru ei. Probabil Iosif a venit la ceva neamuri, rude sau la prieteni și nu era loc pentru ei. Și atunci, Maria a născut aici, jos, la subsol, între animale. Interesting, așa n-am mai auzit niciodată. Am auzit-o până anul acesta, la început, când am studiat și mai mult puțin despre modul în care trăiau evreii în vremea aceea. Dar se pune o întrebare. Și atunci, ce a trebuit să facă păstorii? Să bată la fiecare ușă? Hei, s-a născut un baby la voi în casă noaptea asta? S-a născut un baby la voi noaptea asta? Dumnezeu este mult mai specific când ne spune niște lucruri. Și am găsit, în zilele acestea, am găsit o altă explicație. I'm not claiming that this is the explanation. But it's interesting, ok? Și dacă e interesantă pentru mine, n-aveți ce face. Trebuie să fie interesantă și pentru dumneavoastră. Și, Cami, te rog să mă ajuți cu următorul slide.
Păstorii aceștia, am mai auzit noi spus, însă amintit aici, chiar în biserică, nu erau niște păstori obișnuiți. În Betleem se creștea și se păștea turmele care furnizau, care they provided the lambs for the temple. Miei pentru jertfa de la templu. Știți ce însemna asta? Însemna că miei aceștia și turmele acestea erau niște turme deosebite. Noi știm bine că la templu nu te puteai prezenta cu orice fel de miel. Trebuia să te prezinți cu un miel care să fie fără pată, fără zbârcitură, fără niciun blemish, fără nimic. Pentru că rabinul, păstorul sau preotul care îl junghea, ți-l examina și dacă nu era bun, te trimitea acasă. Că nu-i bun, că are un punct undeva. Ei, pentru ca acești miei să fie niște miei perfecți, existau niște turme care erau în Betleem. Betleemul era cunoscut pentru pășunile lui și Betleemul era doar la 4 mile de Ierusalim. Ok? Asta înseamnă că păstorii noștri nu erau niște păstori obișnuiți. Păstorii aceștia erau niște păstori care nu erau analfabeți. Oamenii ăștia știau ceva despre cuvântul lui Dumnezeu, știau ceva despre cum se cresc animalele pentru jertfă, știau ceva despre profețiile, despre venirea lui Mesia. Oile acelea trebuia îngrijite în mod special. Pune, te rog, Cami, primul verset. Și tu, Betleeme, Efrata, mica 5:2, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Aceasta este profeția despre venirea Domnului Iisus Hristos în Betleem. În Mica 4:8, în Mica 4:8, este o altă profeție. Vedeți, noi avem cărțile Bibliei împărțite pe capitole. Însă, în original, cărțile n-au niciun capitol, ele merg înainte. Chiar înainte de profeția aceasta este o altă profeție. Iar la tine, turn al turmei, în ebraică Migdal Eder, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. Este o altă profeție despre vechea stăpânire. Care este vechea stăpânire? Este sămânța lui David. La tine, turn al turmei, Migdal Eder. Unde vrei să ajungi, frate Crinișor? Încă un pic. Mai punem cam încă un verset. Următorul. Genesa 35, 19 la 21. Haideți să vedem unde este acest Migdal Eder, unde este acest turn al turmei. În Genesa 35 se spune despre moartea Rahelei. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei, acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Iacov, Israel, a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal Eder. Și dacă aveți Biblia în limba română și o deschideți aici la Genesa 35:21, aici este o trimitere, Biblia noastră cu trimiteri, și trimiterea este la Mica 4:8. Unde vreau să ajung? Acest Migdal Eder, acest turn al turmei, este o localitate chiar la marginea Betleemului. De fapt, este parte din Betleem. Rabinii spuneau că Mesia se va naște, Mesia va veni, se va revela, Mesia se va revela în zilele de pe urmă, la Migdal Eder, la turnul turmei. Un loc specific în Betleem, un loc anume în Betleem. All right, frate Crinișor, nu știu dacă ne-ai pierdut sau nu, dar nu înțelegem unde vrei să ajungi. În vremea aceea, exista acolo, la marginea Betleemului, un turn, Migdal Eder. Un turn care a fost folosit de către romani ca și turn de pază, dar care a fost abandonat. Și turnul acela
Era turnul din care păstorii se uitau și privegheau turma. Și tot în turnul acela, păstorii aduceau pe oile care trebuiau să nască, pentru că ei știau care trebuie să nască. Le aduceau în acel turn, jos la bază, și acolo nășteau oile. Ce fel de miei, Agape Church? Care miei? Miei pentru jertfă. Miei pentru jertfă. Cine este Domnul Iisus Hristos? Cum l-a introdus Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus Hristos? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Păstorii probabil știau că Mesia va fi revelat la Migdal Eder, un turn cam în felul acesta. Și păstorii când au auzit, iată semnul după care îl veți cunoaște, au știut exact locul unde se ducă. S-au dus exact la turnul acela, s-au dus exact în locul acela. Ok, frate Crinșor, dar de ce zice semnul după care îți veți cunoaște? Păi când au mers păstorii acolo, pe cine au văzut? Pe Iosif, pe Maria și pe pruncul Iisus. Și ei trebuia să-l vadă pe Mesia. Dacă pe tine te-ar trimite, du-te că o să-l vezi pe Mesia la turn. Pe cine la el alege ca Mesia? Pe Iosif, nu? Dar semnul după care îl veți cunoaște este un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Și foarte interesant, frați și surori, se spune, și cred că noi n-am avut oi acasă, sau pe când am avut eu deja, ne-am plecat la seminariu, făceam teologia. Când este frig, și se spune și acolo, și miei când se nasc, îi înfășoară în ceva haine. Hai să le spunem scutece. Frați și surori, nu vreau să fiu aici să dau cu pumnul în masă să spun că așa este exact ce v-am spus eu aici. Dar mă uit în Biblie și văd că parcă se așează. Parcă face sens. Și nu este important până la urmă unde s-a născut Domnul Iisus Hristos, dar privind la ceea ce tocmai v-am descris, acum înțeleg exact de ce păstorii au știut exact unde să meargă, de ce un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iestlă este un semn, pentru că toți pruncii sunt înfășați în scutece, nu? Că daipere nu era atunci. Și culcat într-o iestlă, înțelegem, pentru că acești păstori au știut exact unde să meargă. Mai mult, vedem că și acest amănunt, faptul că Domnul Iisus Hristos a născut într-o iestlă, este menționat în Vechiul Testament. Mai mult, și ceea ce este cel mai important, vedem că păstorii, cei care trebuia să inspecteze fiecare miel nou născut, au fost primii care l-au văzut și l-au inspectat în ghilimele pe mielul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Atestare profetică. Mergem mai departe și am să măresc puțin viteza. Acum pot. Aici a trebuit să-mi iau un pic mai mult timp. Asociere divină. Asociere divină. Ieslea este un semn al asocierii divine. Ce anume? Că Iisus, că Dumnezeul acesta care este sus în ceruri, s-a asociat cu noi oamenii, s-a identificat cu noi oamenii, cu oamenii pentru care El a venit să moară. Primii oameni care L-au văzut au fost, așa cum am spus, păstorii. Aceștia erau oamenii din pătura de jos a societății. Și vreau să spun, dragul meu, că Domnul Iisus Hristos s-a asociat și s-a identificat cu noi în cel puțin trei aspecte. El cunoaște nevoile fizice ale omului. El cunoaște nevoile fizice ale tale.
2 Corinteni 8:9 ne spune despre Domnul Iisus Hristos: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Dumnezeu s-a identificat cu sărăcia noastră, cu lipsurile noastre, cu omenirea care se zbate în sărăcie. Și așa cum v-am spus, spuneam și alaltăieri, nici măcar iestelea n-a fost a lui, ci a fost împrumutată, n-a fost a lui. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se identifică cu nevoile fizice ale omului, apoi se identifică cu nevoile sufletești ale omului. Cunoaște zbaterile noastre, cunoaște problemele noastre, așa cum fratele Paul amintea aici. Este celebru Evrei 4:15. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. El cunoaște slăbiciunile noastre, El cunoaște problemele tale și n-aș vrea să mai explic și nu cred că trebuie să mai explic cum s-au simțit Iosif și Maria în zilele acelea departe de casă, în condiții mizere. Mă gândesc, ca unul care am copii, că Maria în vremea aceea se gândea: I want my mom, vreau mama să fie lângă mine la naștere, nu? S-a fi gândit, dar n-a avut. Dumnezeu cunoaște problemele mele, cunoaște problemele tale. Și oricare ar fi ele, are un răspuns pentru el. Și el cunoaște nevoia spirituală a omului, care trebuie să fie, de fapt, prioritatea numărul 1. Iisus n-a fost atras de pompa și bogăția acestei lumi. A știut că noi, oamenii, mai degrabă urmărim lucrurile materiale. Noi, oamenii, avem tendința să fim lacom, să adunăm cât mai mult pentru noi și să neglijăm latura spirituală. Dar el a cunoscut nevoia spirituală a omului și s-a făcut accesibil omului. Mântuirea este pentru fiecare. Mântuirea este pentru oricine. Nu trebuie să dai bani ca să fii mântuit. No, no, no. Oricine are acces la Domnul Iisus Hristos. De altfel, iestea este locul din care mănâncă animalele, nu? Și Domnul Iisus Hristos a spus despre El însuși: Eu sunt pâinea vieții. Și noi ne hrănim din El. Nu că suntem animale, suntem oameni. Dar ne hrănim din El. El este hrana spirituală pentru noi. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus ar fi născut în palatul lui Irod? Ar fi fost păzit, n-ar putea să meargă să-L vadă nimeni, numai după ce este verificat, după ce probabil, cine știe, dă $1,000 la un dinner, nu? Dar Domnul Iisus Hristos a născut în iestele pentru ca toți să avem acces la El. În palat s-ar fi trebuit aprobare. La iestele nu trebuie aprobare, trebuie numai smerenie. Numai să ne smerim, atâta ne trebuie la iestele, nu? Mântuirea este oferită oricui, oricui. Asociere divină. Și apoi, în ultimul rând, iestea reprezintă abandonarea spirituală. Este o asemănare spirituală. O asemănare spirituală. O asemănare între iestea lui și inima noastră. Iestea lui și inima noastră. Și le-am menționat acolo, pentru că chiar dacă uitați totul din seara aceasta și de Migdal Eder, nu mă supăr, dar nu o să uitați, pentru că am zis ceva și o să fiți intrigați. Cum și-a permis să spun așa ceva, fratele Cnișor? E din Biblie. O asemănare între ieslea lui și inima noastră. Prima asemănare: ambele sunt locuri alese de Dumnezeu în care Fiul Său să se nască. Atât ieslea aceea din Betleem, cât și inima mea și inima ta sunt locuri alese de Dumnezeu în care Fiul Său să se nască. Și asta vrea, de fapt, Domnul Iisus Hristos. În Efeseni 3:17 ni se spune următoarele lucruri: așa încât Hristos să locuiască unde? În inimile voastre, prin credință. El vrea să locuiască în inimile noastre. Acolo a ales Dumnezeu să-și reveleze pe Fiul Său, în iesla Betleemului și în inima mea și în inima ta. Putem să avem cele mai frumoase decorații, cele mai frumoase lumini pe casă,
dacă nu e aici, nu mai face nicio deosebire. Doesn't make any difference. Al doilea lucru, ambele, atât ieslea din Betleem, cât și inima noastră, sunt nevrednice pentru a-L găzdui pe regele divin. Sunt nevrednice. Cum credeți că a arătat ieslea, frați și surori? Noi când o mai facem, o trimitem pe frați la Home Depot și ia niște scânduri frumoase, giluite, vorba lui taică meu, finisate frumos, și facem o iesle frumoasă și avem, cumpărăm și niște paie curate. Cum arăta ieslea din Betleem? Mizerabilă, mirosa, murdară. A fost nevrednică să-L găzduiască pe Domnul Iisus Hristos. Inima noastră este nevrednică de a-L avea pe Domnul Iisus Hristos în ea. Pentru că așa spune Ieremia 17:8, inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Nimic bun nu locuiește în noi. Oricât aș căuta să-mi curăț inima, tot nu pot face nimic. Ambele sunt nevrednice pentru a-L găzdui pe regele divin. Numărul 3. Ambele, atât ieslea din Betleem cât și inima noastră, au fost alese de Dumnezeu pentru a-și revela Fiul celor din jur. Au fost alese de Dumnezeu ca să-și reveleze Fiul. Păstorii L-au văzut când era în iesle. Oamenii din jurul nostru trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Degeaba le spunem despre Domnul Iisus, degeaba le spunem așa de multe lucruri din Biblie, dacă nu-L văd aici. Dacă nu vede că trăim ceea ce predicăm, dacă nu vede că trăim mesajul, doesn't make any difference, nu? Oamenii trebuie să-L vadă prima dată pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Numărul 4. Nici una din ele nu poate atrage atenția asupra ei înșiși. Niciuna. Niciuna. A fost frumoasă ieslea? Nu. No. E frumoasă inima mea? E frumoasă inima ta? Nu. No. Când au venit păstorii, s-au uitat la ieslea și au spus, măi, ieslea asta nu e prea bună. Nu, nu, nu. S-au uitat la prunc. Mi-aduc aminte, înainte să se nască primul meu născut, am dus cu Ionela și am căutat cel mai frumos pătuț. Să fie frumos când vine cineva să vadă pătuțul ăla așa de frumos. Și așa cum mi-l amintesc, și că am cumpărat și așternutul cu Winnie the Pooh pentru primul meu copil. Guess what? După ce s-a născut, nu m-a mai păsat de pătuț. Mă uitam cine este în pătuț. Numai asta m-a interesat. Pentru că asta trebuie să ne intereseze, de fapt, cine este în inimă. Nu trebuie să atragem atenția asupra nouă, asupra noastră. Și nici măcar nu, Dumnezeu nici măcar nu ne lasă să facem lucrul acesta. Mândria spirituală trebuie să dispară și în noi să se vadă doar Hristos. Și apoi, ultimul subpunct, ambele sunt transformate de prezența Mântuitorului. Ambele sunt transformate de prezența Mântuitorului. Știți ce s-a întâmplat cu iesele aceea? În momentul în care L-au pus pe pruncul Iisus acolo, iesele a început să se încălzească de la Domnul Iisus Hristos, dacă pot să folosesc această asemănare. S-a întâmplat ceva cu iesele aceea. De fapt, a intrat în istorie. A rămas pe paginile Scripturii. Și inima ta, și inima mea, atunci când îl primesc pe Domnul Iisus Hristos cu adevărat, se încălzește. Se întâmplă ceva cu inima ta. Se întâmplă ceva cu inima mea. Vedeți? Trei lucruri poate ar fi, putem să spunem despre iesle aceea și despre inima noastră. The manger was cold, was dark, it was dirty.
a fost rece, întunecată și murdară. Așa cum este inima omului. Dar adevărul este, frați și surori, Domnul Iisus Hristos întotdeauna se naște în iesle. Întotdeauna. El numai în iesle se naște. S-a născut în ieslea Betleemului și de atunci s-a născut de milioane de ori tot în iesle. Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos vine în viața noastră, El se naște în iesle, în inima noastră. Pentru că inima noastră este rece. Inima omului este rece pentru că nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Inima omului este întunecată pentru că nu cunoaște lumina cunoștinței lui Hristos. Inima omului este murdară pentru că suntem păcătoși, oricât de religioși credem noi că suntem. Suntem păcătoși. Și marea minune a Crăciunului, știți care este? Marea minune a Crăciunului este că Iisus dorește să se nască într-o iesle murdară. That's the real miracle of Christmas. El dorește să se nască în inima ta dacă tu nu l-ai primit încă pe Domnul Iisus Hristos. Nu se poate, pastore. Eu știu ce am făcut aseară. Cine știe ce ai făcut aseară? Cum ai petrecut? Nu se poate. Ba da, în inima aceea murdară, în inima aceea întunecată, în inima aceea de gheață, Domnul Iisus Hristos vrea să se nască. În inima aceea. Pentru că asta este minunea Crăciunului. El vrea să se nască într-o iesle. El vrea să se nască în ieslea ta. Și ce folos de tot Crăciunul ăsta din 2013, de toate pariurile, de toată mâncarea ce am mâncat-o, de toată bucuria care am avut-o, ce folos de ea? Dacă ieslea noastră rămâne tot murdară, tot rece și tot întunecată. O singură persoană poate să o schimbe. Și persoana aceea este Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii, Cel care ridică păcatele tale, le-a ridicat pe-a mele. Și Cel care vrea să se nască în seara aceasta, în inima ta, în ieslea inimii tale. Dumnezeu să te ajute la aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze și fie ca acest Crăciun să nu treacă pe lângă tine fără ca ieslea inimii tale să nu fie transformată. Domnul este bun. Dumnezeu este Cel care este cu noi, este prezent și în această seară vrea să lucreze la inima ta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți în această seară, la acest sfârșit de sărbători, de sărbătoare, să mergem înaintea Lui într-o rugăciune și să-L chemăm pe El să mai lucreze în ieslea inimii noastre. Poate spui, frate Crinișor, eu sunt mântuit, slavă Domnului dacă ești mântuit, și eu sunt mântuit. Dar știți ce, frați și surori? Am nevoie de Iisus așa de mult. Pentru că mai are încă de lucru în inima mea și mai are încă de lucru în inima ta. Unul din cântecele pe care le-am ascultat așa de mult în ultimele săptămâni, nici nu mai știu de cine, pentru că i-am uitat numele, este un cântec așa de fain. Lord, I need you, oh, I need you. Nu mai știu cine l-a cântat, cineva l-a cântat. Naomi, nu tu l-ai cântat aici. It's a very beautiful song. Lord, I need you, oh, I need you. Na 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 na. Da na na na. Na 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 na. Oh Lord, how I need you. Dragul meu, eu am nevoie de Iisus. Tu ai nevoie de Iisus? Știu că ai. Trebuie doar să recunoaștem. Și marea minune este că vrea să intre în inima ta. Așa cum este ea. Haideți să ne unim cu toți în rugăciune. Doamne, vreau să-ți